Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a aproape 15 milioane de oameni în întreaga lume, estimează Organizația Mondială a Sănătății. Numărul celor răpuși de COVID-19 este cu 13% mai mare decât estima Organizația Mondială a Sănătății în urmă cu 2 ani. OMS consideră că multe țări au subcontorizat numărul celor care au murit din cauza pandemiei. În cazul Rusiei, numărul persoanelor care au decedat este de 3,5 ori mai mare față de cel raportat de autoritățile din această țară. Numărul oficial al deceselor direct atribuibile COVID-19 și raportate Organizației Mondiale a Sănătății în această perioadă din ianuarie 2020 până la sfârșitul lunii decembrie 2021 este puțin peste 5,4 milioane. Cifrele OMS privind mortalitatea includ persoanele care au murit din cauza COVID-19, precum și cele care au decedat ca urmare indirectă a pandemiei, inclusiv cele care nu au putut avea acces la asistență medicală pentru alte afecțiuni atunci când sistemul de sănătate era copleșit în timpul valurilor uriașe de infecție. Mai mult se iau în calcul și decesele evitate în timpul pandemiei, de exemplu, riscul mai mic de accidente rutiere și timpul restricțiilor. Cifrele sunt totuși mult mai mari decât cele oficiale din cauza deceselor care au fost anunțate în țările care nu au raportat în mod corespunzător decesele. Chiar și înainte de pandemie, aproximativ 6 din 10 decese din întreaga lume nu au fost în înregistrate. Raportul OMS a precizat că aproape jumătate din decesele care nu au fost raportate până acum au fost înregistrate în India. Raportul sugerează că 4,7 milioane de oameni au murit acolo din cauza pandemiei, în principal în timpul valurilor din mai și din iunie a anului trecut. Guvernul indian estimează un număr mult mai mic de decese pentru perioada ianuarie 2020-decembrie 2021, adică aproximativ 480.000 de persoane. Grupul de experți OMS, format din persoane care au lucrat luni de zile la aceste date, a folosit o combinație de informații naționale și locale, precum și modele statistice pentru a estima totalul acolo unde datele erau incomplete. Guvernul indian a pus la îndoială estimarea, spunând că are îngrijorări cu privire la metodologie, dar alte studii au ajuns la concluzii similare cu privire la amploarea deceselor din această țară. Vorbind despre amploarea cifrelor, dr. Samira Asma, de la Departamentul de Date al OMS, a spus că este o tragedie, este un număr uluitor și este important pentru noi să onorăm viețile pierdute. Trebuie să tragem la răspundere factorii de decizie. Dacă nu numărăm morții, vom rata ocazia de a fi mai bine pregătiți data viitoare. A adăugat aceasta. Rusia, Indonezia, Statele Unite ale Americii, Brazilia, Mexic și Peru sunt alte țări în care foarte mulți oameni au fost răpuși de COVID-19. Alte evaluări independente au estimat de asemenea un număr de morți în India mult mai mare decât cel oficial al guvernului, inclusiv în raportul publicat, care a sugerat 3 milioane de persoane care ar fi murit în această țară. Alte calcule au avut concluzii similare cu privire la numărul de decese la nivel global, care este mult mai mare decât statisticile. Pentru comparație, se crede că aproximativ 50 de milioane de oameni au murit în pandemia de gripă spaniolă în 1918, iar 36 de milioane de oameni au murit din cauza HIV de la începutul epidemiei în anul 1980.